Deși ar fi trebuit să fie cele mai fericite zile pe care le trăiesc împreună, doi miri au rămas șocați după ce au realizat că darul de nuntă le-a fost furat. La doar o săptămână de la marele eveniment, banii pe care i-au primit din partea invitațiilor, peste 100 de euro, au dispărut. Conform cancan.ro, doi miri din Bacău au rămas fără darul de nuntă. Incidentul a avut loc la o săptămână de la eveniment. Suma deloc mică ar fi putut fi investită pentru un trai fără griji. Planurile celor doi soți și începutul unei căznicii fericite s-au dus pe apa sâmbetei, când s-au trezit fără darul de nuntă. Proaspeții miri au fost jefuiți după un plan foarte bine pus la punct. Deși ar fi trebuit să se bucure de momentele petrecute împreună cu invitații și să fie asigurați din punct de vedere financiar pentru perioada următoare, doi miri din Bacău au rămas fără darul de nuntă. Au fost jefuiți la o săptămână de la nuntă iar hoții ar fi acționat la pont. Înainte să fure cei 120.000 de euro și un kilogram de aur dintr-un seif, ar fi tăiat telecomunicațiile pe o rază de câțiva zeci de kilometri. Nunta a avut loc la finalul săptămânii trecute, motiv pentru care se crede că hoții ar fi știut despre valorile pe care cei doi mirti în Bacău le dețineau. Camerele de supraveghere au fost acoperite de un spray cu spumă, hoții asigurându-se că nu vor fi găsite după ce comit jaful. De asemenea, au tăiat și curentul. Oamenii legii au deschis un dosar penal, arată observatornews.ro, relatează cancan.ro.